Bună tuturor și bine ați venit pe pagina mea de YouTube. Antrenamentul de astăzi este un antrenament pentru slăbit, un challenge de 21 de zile. Așa că dacă vrei să faci o schimbare în următoarele 21 de zile, pune acest antrenament în practică împreună cu mine și vei vedea ce rezultate uimitoare poți obține lucrând de acasă. De asemenea, în descriere vei găsi un link către programul meu pentru acasă, pentru slăbit. Am unul pentru începători și unul pentru avansați. Acesta conține plan alimentar, plan de antrenament, listă de cumpărături, ai acces nelimitat la program și dacă ai nevoie de orice, eu sunt acolo să te ajut și să te îndrum. Intră acum și începe transformarea ta împreună cu mine chiar de astăzi. Toate fiind spuse, haideți să trecem la treabă și să ne antrenăm. Foarte bine, vom începe cu primul exercițiu. Pornim de pe genunchi, ne ridicăm în genoflexiune, apoi în poziția de drept și repetăm cu mișcări cât mai rapide. 40 de secunde, 20 de secunde pauză. În poziția de drept vom face alergare pe loc timp de 40 de secunde și repeți cât de rapid poți tu. Pornim, depărtăm picioare, apropiem brațe deasupra capului cu mișcări cât mai rapide, timp de 40 de secunde. Bine, continuăm cu următorul exercițiu, aceeași mișcare, însă va fi cu săritură. Depărtezi, apropii brațe și picioare. Continuăm alergare rapidă pe loc 5 secunde, apoi te oprești pentru o secundă și alergi normal, apoi 5 secunde din nou. 5 secunde rapid,
încetinești și revii în rapid. Continuăm mâinile în față sau după cap, vom face genoflexiuni cu mișcări puțin mai rapide. Continuăm, vom face 4 genoflexiuni, iar a 5-a genoflexiune va fi cu săritură. 4 normale, una cu săritură. A couple hundred miles away, denying that something has changed. You're blaming me to complicate it, but I will never stay the same. So I will drive and drive and drive and drive. Try to talk about what's on our mind. Foarte bine, continuăm. Vreau să te faci că ai o coardă în mână și vom sări coarda timp de 40 secunde. Foarte bine, continuăm, pornim din poziția de drept, coborâm pe brațe, îndrept picioarele, revin sus în poziția de drept. Brațe, picioarele drepte, vii de 4 ori cu genunchii înspre piept, 1, 2, 3, 4,
te oprești și atingi umărul opus cu mâna opusă. You've been through, why you got scars. Since you walked through the door, I've been trying to reach you, 'cause I feel you. What's the story to tell? What's the story behind the mountain you're trying to climb? Think I've heard it before in a movie line. We can ride our own ending this time. Pe spate, vom face abdomene lungi, te ridici în sus, ușor, apoi revii ușor pe spate, repetăm 40 de secunde. Te scurgi de minune, ne mai avem foarte puțin. Spate, vom duce cot înspre genunchi opus cu mișcări ușoare, schimbăm 40 de secunde. Foarte bine, continuăm tot pe spate, picioarele îndoite, brațele drepte, te ridici în sus și vom atinge în lateral călcâiul cu mișcări ușoare, ții umeri sus de pe saltea, din nou 40 de secunde. Foarte bine și ultimul exercițiu din acest antrenament, te sprijin pe coate, de aici îndrepți picioarele, apoi te ridici în sus în poziția de V, stai acolo puțin, revii ușor în poziția de plank, repetăm cu mișcări ușoare, inspirăm, expirăm ușor. Say a bunch of stuff you never